Bună ziua, dragilor! Bine ați revenit la Flori în bucătărie! Astăzi pregătim o rețetă spaniolă și anume merluța a la gallega, adică merluciu cu legume și un sos special, adică special pentru ei, de usturoi cu boia de ardei dulce și foi de dafin. Pentru care avem nevoie de următoarele ingrediente. Bineînțeles, 4 felii de merluciu, eu am 5, 2 cartofi, o ceapă, 5 căței de usturoi, 2 foi de dafin, ardei, boia de ardei dulce, 100 de grame de mazăre, sare, ulei de măsline. Să ne apucăm de treabă. Punem într-o cratiță mai lărguță așa, 1 litru de apă și ceapa. Tăiat așa pe rotund. Vedeți? Așa. Și cu foile de dafin. Și un praf de sare, bineînțeles. Și o lăsăm să dea în clocot. Între timp, noi pregătim cartoful. Îl tăiem așa tot pe rotund. Tot la un deget, așa, grosime. Vedeți? Așa. A început să fiarbă apa noastră, după cum vedeți, cu ce apa. Și acum adăugăm rondelele de cartofi. Și le lăsăm să fiarbă și pe ele 10-15 minute. Îl încercăm și când este aproape gata, revenim. A trecut timpul de prefierbere. Eu am probat cu ăsta. După aia ăsta este aproape fiert. Adăugăm peștele. Și îl lăsăm încă 10-15 minute să fiarbă și el. Cu capac și cu mazăre. De-aia v-am zis o cratiță mai înaltă și mai largă să aibă loc tot. Dar îi punem capacul și este perfect. Să pregătim sosul special gallego. Gallego. Tăiem așa fileuțe. Usturoiul. O tavă la o tigaie la încins cu ulei de măsline, cam așa. Și îl lăsăm să se încingă. Adăugăm usturoiul în uleiul ăsta încins. Și îl lăsăm să schimbe puțin culoare. Când și-a schimbat culoarea,
oprim focul și lăsăm să se răcească. S-a răcit un pic usturoiul nostru. Adăugăm două lingurițe de boia de ardei dulce. Un pic de sare și amestecăm sosulețul a la Gaega. Haide să facem și să servim o farfuriuță. M-am ars un pic. Luăm așa un cartof, doi, chiar trei. Așa. Un rondel de ăsta de pește. Un pic de ceapă. Un pic de mazăre. Și acum luăm din zeama asta. Nu mă lasă mazărea. Vreau să iau fâr. Așa. Și punem aici în sosuleț. Mai luăm una dacă mai putem. Așa. Și acum. Punem așa sosuleț peste peștișorul nostru, merluța noastră. Așa. Acum atocăm puțin pătrunjel proaspăt. Așa. Și presărăm. Așa. Și vă invit la o porție de merluța a la Gaega. Aceasta a fost rețeta noastră de astăzi. Sper să o încercați, sper să vă placă, să o pregătiți și voi, să îmi spuneți cum v-a ieșit. Este o rețetă ușoară, rapidă și gustoasă. Nu uitați să o distribuiți și cu prietenii voștri și eu vă aștept la următoarea rețetă cu mult drag. La revedere!